Salutare, dragilor, și bine ați venit la Mate cu Alpa! Astăzi vom discuta despre unitățile de măsură pentru lungime. Încă din cele mai vechi timpuri, omul s-a orientat în lumea înconjurătoare, bazându-se pe simțurile sale, pe experiența sa și pe intuiția sa, dar și pe măsurare. Instrumentele cu care omul măsura în trecut erau inexacte, palma, cotul, pasul, etc., motiv pentru care, în anul 1875, s-a încheiat la Paris Convenția Metrului, la care s-a stabilit metrul etalon cu mărimea acceptată oficial ca unitate principală de măsură pentru lungime. Să vă faceți o idee, înălțimea unui copil de 5 ani este de aproximativ un metru. Totuși, pentru a exprima lungii mai mici decât un metru, spre exemplu dimensiunile telefonului vostru mobil, sau lungii mai mari decât un metru, de exemplu distanța dintre Timișoara și București, s-au introdus și alte unități de măsură. Multiplii metrului sunt decametrul, hectometrul și kilometrul. Reținem notațiile acestora. Și sub multiplii metrului, decimetrul, centimetrul și milimetrul, cu notațiile acestora acceptate în sistemul metric, identificate printr-un set standard de prefixe. Pentru a transforma unitățile de măsură pentru lungime, procedăm astfel. Din unități mari în unități mici, prin înmulțire cu puterea ale lui 10, din unități mici în unități mari, prin împărțire la puterea ale lui 10. Astfel, un kilometru este egal cu 1 ori 10 la puterea a treia, metri, egal cu 1000 de metri. Și 1 mm este egal cu 1 împărțit la 10 la puterea a treia metri, egal cu 0,001 metri. Pentru a transforma 2,5 decametri în kilometri, efectuăm împărțirea lui 2,5 la 10 la puterea a doua. Obținem 0,025 kilometri. Ne amintim că la împărțirea cu puterea ale lui 10 a unei fracții decimale, deplasăm virgula spre stânga și la înmulțirea unei fracții zecimale cu puterea ale lui 10, mutăm virgula către dreapta. Completăm cu zerouri acolo unde este necesar. 2,5 decametri este egal cu 2,5 10 la puterea a treia centimetri, egal cu 2500 cm. Pentru a compara 1 supra 3 km cu 3333,3 decimetri, va trebui să transformăm în aceeași unitate de măsură. Alegem să lucrăm în decimetri. Astfel, 1 supra 3 km este egal cu 1 supra 3 ori 10 la puterea a 4 decimetri, egal cu 10.000 supra 3 decimetri, egal cu... 3333,3 decimetri, deducem că 1 supra 3 km este mai mare decât 3.333,3 decimetri. Pentru a compara 1259,5 cm cu 0,1259 hectometri, vom transforma 1259,5 cm în hectometri prin împărțire la 10 la puterea a patra obținem 0,1259 perioadă 5 hectometri, care este mai mare decât 0,1259 hectometri. Ne aducem aminte din clasele primare că perimetrul dreptunghiului al pătratului și al triunghiului este egal cu suma lungimilor laturilor. Astfel, perimetrul dreptunghiului este egal cu 2 ori lungimea plus 2 ori lățimea, Perimetrul pătratului este egal cu patru ori latura și perimetrul triunghiului este egal cu A plus B plus C, unde A, B și C sunt lungimile laturilor triunghiului. Pentru a calcula perimetrul dreptunghiului, care are lungimea egală cu 3,73 hectometri și lățimea egală cu 1250 cm, va trebui să transformăm în aceeași unitate de măsură. Alegem să lucrăm în centimetri cum 3,73 hectometri este egal cu 3,73 ori 10 la puterea a 4 cm egal cu 37.300 cm, perimetrul dreptunghiului este egal cu 2 ori, deschidem paranteza, 37.300 cm plus 1.250 cm, închidem paranteza, egal cu 77.100 cm. Răzvan se deplasează de acasă la birou cu bicicleta. El pleacă din punctul A spre punctul D parcurgând traseul A B C D. La întoarcere parcurge traseul D E A. Care traseu este mai lung? A B C D sau D E A? Pentru a calcula lungimea traseului A B C D Calculăm suma 1,7 hectometri plus 2,3 km plus 180 decametri. Transformăm în metri și obținem 1,7 ori 10 la puterea a doua metri plus 2,3 ori 10 la puterea a treia metri plus 180 ori 10 metri egal cu 170 metri plus 2300 metri plus 1800 metri egal cu 4270 metri. Lungimea traseului DEA este egală cu 3520 metri plus 12500 împărțit la 10 metri, egal cu 4770 de metri. În concluzie, traseul pe care Răzvan se întoarce de la birou către casă este mai lung. Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.